Recenta gală incendiară de la Casa Iubirii a marcat un moment crucial în concurs, o întorsătură dramatică care va rămâne în istoria acestui reality show. Eliminarea simultană a trei concurenții, Julia, Rebecca și Anton, a stârnit diverse reacții din partea publicului și a colegilor de competiție. Aceste schimbări bruște nu doar că au surprins telespectatorii, dar au adus și la suprafață discuții despre manipulare și autenticitate în relații. Gala a fost caracterizată de tensiune și emoții intense, creând un climat propice pentru o analiză mai profundă a tacticii concurenților. Decizia producătorilor de a elimina trei concurenți concomitent este fără precedent și reflectă o reacție clară la comportamentele problematice observate în cadrul spectacolului. Aceasta nu doar că a șocat participanții rămași, dar a și schimbat din temerii dinamica competiției, aducând la suprafață întrebări despre cine merită cu adevărat locul în show. Julia, cunoscută pentru temperamentul ei dramatic, a fost adesea percepută ca o victimă a crizelor emoționale. Aceasta a încercat să folosească aceste momente pentru a atrage simpatia publicului, dar acum este privită cu suspiciune. Rebecca, inițial foarte apreciată, a început să recurgă la gesturi teatrale care i-au îndepărtat pe spectatori, punând sub semnul întrebării autenticitatea sa. Anton, pe de altă parte, a fost acuzat că își construiește strategia pe manipulare, mai degrabă decât pe conexiuni autentice cu ceilalți concurenți. Toți trei au fost considerați ca fiind mai preocupați de faimă și validarea publicului decât de construirea unor relații sincere. Cele trei eliminări au stârnit un val de critici din partea fanilor emisiunii, care nu au uitat să își exprime dezaprobarea față de tacticile utilizate de concurenți. Publicul și-a manifestat îngrijorarea cu privire la impactul negativ al acestor atitudini asupra integrității competiției. Colegii din show, de asemenea, au avut reacții mixte, unii fiind de acord cu decizii producătorilor, iar alții susținând că eliminarea nu este o soluție viabilă pentru problemele de manipulare și dramatizare. Una dintre temele centrale ale galei a fost manipularea emoțională, care a devenit o strategie frecvent utilizată de concurenți pentru a câștiga credibilitate și suport din partea publicului. Concurenții, prin comportamentele lor exagerate, au reușit să transforme drama personală în tacticii de joc, ceea ce a condus la nemulțumirea altor participanți și a telespectatorilor. Aceste strategii, deși pe termen scurt eficiente, au subminat autenticitatea show-ului și au atras atenția producătorilor asupra nevoii urgente de a restabili valorile fundamentale ale emisiunii. Producătorii, conștienți de presiunea din partea publicului, au decis să intervină pentru a restabili echilibrul și autenticitatea show-ului. Eliminarea simultană a celor trei concurenți a fost o mișcare strategică, destinată să transmită un semnal clar că manipularea și dramatizarea nu vor fi tolerate. Această acțiune servește drept exemplu pentru ceilalți concurenți de a se concentra asupra dezvoltării unor relații reale, nu doar pe obținerea aprecierii spectatorilor. Această gală a evidențiat o nevoie clară de sinceritate și autenticitate în cadrul emisiunii, fiind o reacție la comportamentele toxice observate. Publicul dorește să vadă conexiuni reale între concurenți, nu doar dramatizări banale menite să atragă atenția. Producătorii au înțeles că pentru a menține interesul și a promova un mesaj pozitiv, este esențial să promoveze autenticitatea și sinceritatea în relații. După eliminarea celor trei concurenți, atmosfera din Casa Iubirii a devenit din ce în ce mai tensionată, concurenții rămași fiind conștienți de faptul că eliminările pot fi o consecință reală a comportamentului lor. Această tensiune a adus o schimbare semnificativă în dinamicile relațiilor, participanții fiind mai precauți în interacțiunile lor. Acest climat de frică și incertitudine va afecta cu siguranță deciziile viitoare ale concurenților, motivându-i să își reevalueze strategiile. Gala incendiară de la Casa Iubirii a fost un punct de cotitură în cadrul competiției, întrebându-ne dacă manipularea și dramatizarea pot sau nu să aibă un loc în acest tip de show. Eliminarea celor trei concurenți a fost o reacție necesară pentru a restabili echilibrul și autenticitatea. Pe măsură ce concurenții se confruntă cu critici și așteptări mai mari din partea publicului, rămâne de văzut dacă vor reuși să depășească provocările impuse de această competiție și să reconstruiască relații sincere și de durată. Recent, Casa Iubirii a fost martoră la o gală plină de surprize și emoții, în urma căreia au fost anunțate numele finaliștilor competiției, cei care vor avea șansa să-și îndeplinească visurile de dragoste într-un cadru captivant și electrizant. Acești tineri, care au câștigat inimile telespectatorilor prin povestea lor autentică și intensă, se pregătesc acum pentru marea finală, iar tensiunea este palpabilă în rândul concurenților.
Gala a fost o adevărată sărbătoare a dragostei, aducând nu doar anunțuri oficiale, ci și momente de inspirație și revelație care au lăsat amprente emoționale puternice. Un moment deosebit a fost câștigarea unui cec de 5.000 de lei românești de către Roberta, una dintre concurentele favorite, care a impresionat prin sinceritate și devotament față de partenerul său, reușind să adune cele mai multe voturi din partea susținătorilor săi. Această realizare a fost primită cu aplauze și admirație, iar zâmbetul ei radia de fericire, simbolizând efortul depus în parcursul competiției. Gala a fost marcată de momente senzaționale, întrecând toate așteptările spectatorilor și concurenților deopotrivă. O premieră a fost introducerea unui cec de 5.000 de lei românești, care a reușit să atragă atenția nu doar prin valoarea sa financiară, ci și prin simbolistica sa, recunoașterea eforturilor și a dedicării depuse de concurenți de-a lungul competiției. Roberta, cu carisma și determinarea sa, a reușit să primească cele mai multe voturi din partea susținătorilor săi, ceea ce a stârnit o veritabilă ovațiune în studio. Această veste a lăsat pe toată lumea cu gura căscată, inclusiv pe Roberta, care, plină de emoție și surpriză, a vărsat lacrimi de bucurie la aflarea rezultatelor. "Nu mă așteptam la un asemenea rezultat," a declarat ea, aducând o notă de sinceritate și recunoștință față de fanii săi care au fost alături de ea pe parcursul întregii competiții. Această victorie nu a reprezentat doar un moment de glorie personală, ci și un simbol al speranței pentru toți cei care visează să-și depășească limitele. Reacțiile în social media au fost pe măsură, fanii exprimându-și bucuria și sprijinul în moduri inedite, transformând această gală într-o sărbătoare a comunității. După anunțul câștigului, Roberta a avut o reacție emoționantă, în care a transmis mulțumiri din adâncul sufletului său, evidențind rolul esențial pe care fanii l-au avut în parcursul ei. "Fiecare mesaj de încurajare a fost un motor pentru mine, un strop de energie în momentele dificile," a spus ea, surâzând, dar și cu o notă de melancolie. Totuși, într-o notă de controversă care a adăugat sare și piper competiției, Roberta a lăsat să se înțeleagă că tensiunile dintre concurente este palpabilă. "Dacă aș avea puterea, aș propune eliminarea Juliei," a spus ea, o declarație care, fără îndoială, va genera un val de reacții atât în interiorul casei iubirii, cât și în rândul telespectatorilor. Această tensiune dintre cele două concurente se amplifică pe măsură ce competiția avansează, lăsând loc speculațiilor și discuțiilor aprinse în rândul celor care urmăresc cu sufletul la gură fiecare episod. Acest moment ar putea fi catalizatorul multor discuții și confruntări în zilele ce urmează, conturând o atmosferă electrizantă, plină de neprevăzut. În plus, Roberta a câștigat imunitatea, ceea ce înseamnă că nu va fi eliminată în următoarele runde, un avantaj strategic semnificativ în acest joc al iubirii. Andreea Mantea, prezentatoarea emisiunii, a subliniat importanța acestui moment, afirmând că imunitatea ar putea schimba radical modul în care se desfășoară competiția. "Acum, Roberta are libertatea de a acționa fără teama eliminării, iar acest lucru îi poate influența deciziile viitoare," a adăugat ea. Cu toate acestea, emoțiile sunt în continuă creștere, iar fiecare concurent se pregătește intens pentru a atinge obiectivele dorite. Concurenții știu că vremea aprecierilor și a deciziilor dificile s-a apropiat, iar fiecare se pregătește să-și apere locul în competiție, învățând ce înseamnă cu adevărat să lupți pentru dragoste și recunoaștere. Tensiunea din confruntările dintre ei devine din ce în ce mai palpabilă, adăugând o notă de dramă și suspans întregii gale. Finaliștii se pregătesc acum să facă față provocărilor finale, iar așteptările sunt mari și palpabile. Fiecare dintre ei a investit timp și energie considerabilă în dezvoltarea abilităților necesare pentru a străluci în acest moment culminant al competiției. Gala finală promite momente emoționante și întorsături de situație, cu surprize care pot schimba soarta concursului într-o clipă. Telespectatorii nu își vor da înapoi de la a-și exprima preferințele prin voturi, conștientizând că fiecare vot are puterea de a influența destinul concurenților. Andreea Mantea, cu stilul ei captivant și carismatic, a anunțat că data oficială a finalei va fi dezvăluită în curând, lăsând fanii într-o așteptare plină de entuziasm. Detaliile evenimentului sunt așteptate cu nerăbdare, iar zvonurile despre posibile surprize au început să circule printre fani, sporind și mai mult anticiparea. În final, voturile fanilor joacă un rol crucial în determinarea câștigătorului competiției, având o putere aproape magică de a schimba cursul evenimentelor.
Fiecare vot este esențial în influențarea rezultatului final, iar fanii sunt încurajați să continue să sprijine concurenții preferați cu entuziasm și determinare. Acest sezon a fost plin de rivalitate și emoție, cu momente tensionate și interacțiuni neașteptate între concurenți, iar acum,